au fost la 2 ore distanță de a cuceri vârful Everestului. Nu au ajuns până sus pentru că una dintre buteliile cu oxigen a cedat. Deși nu au dus drapelul României pe acoperișul lumii, Adrian Tiberiu și ceilalți 2 alpiniști români care i-au ajutat nu sunt dezamăgiți. Sunt convinși că vor reuși să facă asta în următoarea expediție. Au cules și cei 4 români de pe cel mai înalt munte din lume. Aventura lor a fost organizată la 11 ani de la prima expediție integral românească pe vârful Everest. 2 dintre noi am încercat să ajungem pe Everest, 2 dintre noi au venit acolo ca să fie echipă de suport, să ne ajute cu tot ce înseamnă logistică, comunicare acasă, fotografie, filmare și alte lucruri. Adrian Faco împreună cu Tiberiu Pintilie și 2 șerpași au înfruntat avalanșele și temperaturi de -35 de grade. Nimeni nu i-a pregătit însă pentru ce au găsit acolo. Am văzut oameni care au murit acum 2 ani acolo sau cadavre din ultimii 10-15 ani. Dar au continuat să urce spre vârf, până când Tiberiu a rămas fără oxigen. Abia atunci au hotărât să se întoarcă. Am ajuns exact la 8637 sau ceva genul acesta, în orice caz, sub second step. Vedeam clar ce se întâmplă pe vârf. Pe piramida vârfului. Acum pregătesc o nouă expediție pe Everest. În primăvara anului viitor vor să cucerească cel mai înalt vârf din